Organizația Mondială a Sănătății a declarat oficial că în Sierra Leone a luat sfârșit transmiterea virusului Ebola. În această țară s-au înregistrat jumătate din cazurile de Ebola de pe continentul african. În total, 11.000 de oameni au murit din cauza acestei boli în toată lumea. Victimele au fost în proporție de 99% originare din trei țări africane, Guinea, de unde a pornit epidemia în decembrie 2013, Sierra Leone și Liberia. Ultima dintre țări a scăpat de transmiterea virusului pe 3 septembrie. Ultimele cazuri de Ebola rămân în Guinea. Transmiterea virusului este considerată terminată când trec două perioade a 21 de zile fără să apară noi cazuri de infecție.